Din mijlocul suferinței și incertitudinii, toți se tem că Ucraina ar putea fi literalmente ștersă de pe harta lumii. La fel ca milioane de tineri în această țară odată înfloritoare, care simt că nu mai au viitor printre bombe trăind în buncăre. Sunt câteva mărturii cu tremurătoare și strigăte de ajutor care vin din Ucraina de la tinerii din Harkov, Herson și Liov. Cristina s-a născut și a crescut în Harkov, tânăra de 21 de ani și a construit acolo o viață alături de partenerul ei. Războiul i-a luat prin surprindere și pe ei ca pe mulți alții. Cei doi au fugit luând trenul spre Liov și au lăsat casa și rudele în Harkov împreună cu toate planurile și visele lor. Năruite de războiul lui Putin, specializată în marketing, Cristina nu este îngrijorată doar de propriul viitor, ci și de viitorul țării sale. Este așteptată o nouă rundă de negociații între cele două părți, care va avea loc la Istanbul. Președintele Zelenski spune că țara sa își dorește pacea fără întârziere și că Ucraina este pregătită să discute statutul de neutralitate ca parte a acordului de pace. Serviciul de informații militare acuză Moscova că încearcă să împartă Ucraina în două după modelul Corea de Nord și Corea de Sud, în timp ce forțele ruse au retras trupe din jurul Chievului după ce au suferit pierderi semnificative. Conform părții ucrainene, infrastructura din Ucraina a suferit daune în valoare de peste 63 de miliarde de dolari de când Rusia a invadat țara.